Tot o sarică mă încape, gros, slab, mare sau mic. Făcându-se pentru mine pitic, m-a bătut Dumnezeu pe umăr cu mâna lui femeiască. Tu ești? M-a întrebat. Te cunosc. N-am știut răspunde. Cum putea să mă cunoască? Mă știi, Doamne, din lume, din farmece, din vie, din schit? O să-mi răspundă altă dată, Dumnezeu, în ceasurile mici din amurg, când vom sta de vorbă între patru ochi. Dar până să plec într-acolo, pot să iau cu mine o carte groasă și câinele de acasă? Să stai la coada mașinii rotative, să gândești, să muncești, să te obosești. Lucrul ăsta nu se face de două ori în viață. O singură dată, în tinerețe. Tinerețe câteodată durează ca la mine, o viață întreagă, nu-i așa? Frunza când moare se face floare. Au adunat lună și lumină pomii în grădină și scutură soare. Ați fost niște trupuri și v-ați făcut fluturi. Mucule, suflete scuturi. Da, fiind dus și migdali, erau plini de papagali. Le-au căzut pene, aripi, alene și pendeletele. Le-au rămas în arbor scheletele. Miroase a piatră și ceară și ziua intră în seară. Prin ceața mânjită cu humă trece carul cu paie de brumă, drig vânăt strâmb pe jumătăți de roți și cimitir întunecat de hoți. Prin mocirlă și ceață trece mămâia ciungă și șchioapă, mânându-și carul ei cu gloabe mici, ca un geluitor singuratic cu pici. Azi n-are început de slușit și pare o zi de sfârșit. Mâine va fi? Nu va fi? Iată, umbra strânge orele, a plecat. Adevărul este că mă simt mai mult tipograf decât scriitor. Și probabil prin tipografie și prin minuțiozitatea îndeletnicirilor mele gazetărești, am ajuns, cum să zic, scriitor. Pun între ghilimele cuvântul ăsta, pentru că verbul a scrie are atâtea implicații vaste pe care tinerii le iau cam ușor, fără să le cunoască, fără să le trăiască. Mi-a intrat în sânge afacerea asta și nu pot să mă debarasez de ea. Cu toate că i-am spus că nu vreau, mi-a dat noaptea în somn să beau întuneric și am băut turna întreagă. Ce-o fi să fie să se aleagă? Puteam să știu că în zeama ei albastră, alburie, era o travă. M-am îmbătat, am murit. Lăsați-mă să dorm, m-am copilărit. Cine întreabă nu sunt acasă, cine mai bate lasă. Cui pot să-i mai ies în drum cu sufletul meu de acum? Graiul meu vorbitor e foarte redus, așa. Eu nu sunt un orator, sunt ceea ce se cheamă, iertați-mă, un scriitor. Toată viața mea, zi și noapte, n-am făcut decât 60 de ani să stau cu nasul în cărimare și cu condeiul pe hârtiu. Așa că am uitat să vorbesc. Ai îmbătrânit, băiete, cântând stihuri și ștafete. Potrivind ascuns de lună, vorba în fluier care sună.